găsit, dragi prieteni ai sportului, la o nouă ediție a emisiunii Arena Sportivă. Ca de obicei avem oameni de excepție din comunitățile locale sălăjene care fac cinste atât entitățile locale de unde provin cât și județului nostru. Sigur, la un nivel mai mic, dar picătură cu picătură se face râu, cum se spune într-un proverb popular. Deci în această seară avem invitați de excepție oameni care au făcut ceva pentru sportul din comunitatea de unde provin, dar pentru aceasta le dăm uh, cuvântul invitaților pentru a se prezenta în câteva cuvinte uh, și. Poftiți, vă rog! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru atenția pe care o acordat sportului din județul Sălaj și sigur implice și din Valcău de jos. Uh, sunt uh, primar în Comuna Valcău de Jos, numele meu este Ioan Roșan, conduc destinele comunității din 2004 până în prezent și sigur că un, o atenție aparte în bugetul local și în rândul comunității are sportul, așa cum a spus și dumneavoastră, la nivelul de comună. Da. Cel de-al doilea invitat. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Pe toți iubitorii din Sălaș și nu mai salut. Emil Bode mă numesc și sunt viceprimarul Comunei Valcău. Da, ca și o completare, vă pot spune că domnul Emil Bode a cochetat cu sportul în copilărie, iar momentan ocupă pe lângă funcția de viceprimar al Comunei Valcău de jos, în funcție care să știți că nu este deloc ușoară într-o comună, ocupă și funcția de manager general al Asociației Sportive luceafăr Luceafă, Valcău, asociație despre care astăzi vom vorbi și despre care vom prezenta acele obiective care dau culoare sportului local, acele obiective care fac ca și Comuna Valcău de jos să se înscrie în rândul uh, unor localități din țară care, cu pași destul de semnificativ uh, și din punct de vedere economic, și social, și sportiv, o iau pe o cale bună, să spun așa. Deci, despre acele obiective care au făcut ca în Comuna Valcău de, Valcău de Jos să apară sportul, să apară mișcarea sportivă. Cu acele uh, mici, să zic, frecușuri de început, o să-l rog pe domnul primar Roșan să ne spună câteva cuvinte despre acele începuturi și despre stadiul actual, să zic, din punct de vedere al infrastructurii respective. Da, așa cum a spus și dumneavoastră, nu, e, nu este foarte simplu, nici legislația nu e foarte simplă pentru că nu e permisivă, așa cum cred eu că ar trebui să fie, sigur, cu privire la sport și la finanțarea echipelor, indiferent despre ce sport este vorba la nivel uh, local. Uh, echipa de fotbal, pentru că are o activitate destul de îndelungată de prin anii 80, au avut rezultate deosebite, indiferent la ce nivel s-a prezentat și aici domnul Bode o să nuanțeze. Iar în prezent s-a constituit clubul Luceafărul Valcău de Jos și în trecut și în prezent a fost finanțat de către Consiliul Local și, sigur, comunitate sau anumiți sponsori din comunitate sau cetățeni binevoitori la nivelul care au putut. Pe lângă terenul de sport, care, la nivel de Liga 5, spunem noi că este destul de bună, adică și zona geografică unde am avut posibilitatea să-l amplasăm, este destul de bună am reușit până în momentul de față să îl împrejmuim, să l aducem la ca și limite la standardele care se impun în domeniu. Am făcut o de apă, avem bănci și loc pentru banca de rezervă și pentru invitați și sigur că în viitor ne gândim ca să amenajăm vestiare și o clădire așa cum, cum ar trebui să fie, doar că în acest moment sau tot timpul intervin și alte priorități, nu că sportul nu ar fi o prioritate a mea și a Consiliului Local, doar că spre norocul nostru în această perioadă se derulează niște proiecte de infrastructură destul de mari, când apa s-a terminat, canalizarea și drumuri și intervine, o, intervine un mare efort în privința cofinanțării și atunci am avut mai puțin, mai puțin bani ca să alocăm. Dar totuși am avut înțelegerea Consiliului Local și pe această care le mulțumesc de fiecare dată când s-a pus problema banilor care necesită pentru a activa în grupa 5 arbitraj, transport și celelalte lucruri, ca echipament care nu sunt chiar de neglijat niciodată n-au spus nu și au aprobat fără nicio problemă. La fel în 2009 a început construcția unei săli de sport în 2011 s-a dat în folosință o sală zic eu că destul de bine dotată și utilă cu 150 de locuri în tribună care este folosită și exploatată la maxim. La fel am încercat să, și am angajat încă de la început o persoană care este responsabilă de tot ce se întâmplă acolo și nu are în fișa postului decât sala de sport, pentru că dacă nu avem grijă de investiție, sigur că se distruge și eu zic că arată destul de bine. Am încercat să o dotăm ulterior cu uh, mașina automată de spălat și tot ce se întâmplă acolo cu... De tot ce are nevoie, la dușuri și la în cadrul sălii de sport, ca să ca să, să poată desfășura activitățile în bune condiții. Aici, școala are accesul gratuit. Echipa de fotbal Lucea Făruvalcău Valcău a solicitat și le-am acordat o zi în care să aibă antrenamente gratuit în sala de sport și, sigur, și alte activități conexe care să solicite acolo către copii sau de către alții care o închiriază iar la chirie atât eu și cât și Consiliul Local nu am, lu am uh, luat-o ca pe un beneficiu adică de a câștiga de pe urma închirierii am pus o sumă modică și legală încât uh, să aibă acces oricine chiar și cu posibilități financiare uh, mai puține că 40 de lei ora nu uh, un, e un preț accesibil da deci proiecte destul de îndr îndrăznețe pe această linie de infrastructură. La a între timp pe domnul Emil Bode să ne prezinte puțin de deci, asociație. Deci un scurt istoric, cum a luat ființă, rădăcinile, să zic, de unde au pornit și atunci încet, încet o să ajungem până la linia de astăzi în care cel mai cunoscut sport și practicat în comună, deci în localitate, pe Valea Barcălui este, bineînțeles, fotbalul. Dar asta nu înseamnă că și nu au și alte uh, ramuri sportive trecute în asociație. De aceea l a ruga pe domnul Emil Bode să ne prezinte succint în câteva cuvinte probleme. Mulțumesc. Să încep cu rădăcinile, cu începutul. Dacă bine mi amintesc la începutul anilor 80, 81, ea ființă Cetatea Valcău. O echipă de tradiție care până în anii 90, 90 și 4, dacă nu mă înșel, a avut rezultate destul de bune la nivelul ligii a patra județ, chiar în câțiva ani clasându-se pe, un, pe podium, pe locul 3. <coughs> Și, sigur, cu aportul unor oameni cu suflet, că a fost din afară cel mai mult, că atunci în perioada aia nu se putea susține partea privată din România, au avut și ceva cantonamente la Băi, la Felix. Câțiva ani la rând pf, au fost, pf, repet, la Felix și nu stăteam la, mâna, la îndemâna oricui să-și facă cantonamentele în perioada respectivă. Din diverse motive s-a desfințat echipa în anii 90 și ceva, după 2000, mai precis în 2013, discutând cu niște pf, oameni din cetățenii ai comunei, ne-am gândit, ne-am hotărât să înființăm echipă și în 2013 se pun bazele echipei lui Ceafăru Valcău. De patru sezoane, eu zic, cu brio, onorează Liga 5-a deocamdată. Uh, un obiectiv clar niciodată nu s-a trasat, dar eu zic că la valoare actuală, în sezonul actual, în primele cinci echipe, mai jos de locul 5, nu cred că o să, o să coborăm. Da, eu cunosc pe majoritatea deci, sportivilor, ca să zic așa, fotbaliștilor de la dumneavoastră, din, uh, din echipă. Sigur că sunt de diverse meserii, să spun așa, începând de la profesorii, uh, inginerii, muncitorii, deci de toate categoriile, dar uh, pe terenul de sport i-am văzut că dau dovadă de un fair play desăvârșit și ca atare nu sunt probleme. Nu am citit nici în presă despre. Uh, niște probleme deosebite, de aceea v mai ruga încă, domnul Emil Bode, să ne spuneți succint, dacă, mă rog, în timpul săptămânii sau când se antrenează la nivel de fotbal, sau mai aveți și alte ramuri sportive care sunt paralel, să zic. Momentan antrenamentele, să zic, le, se fac ocazional. Ocazional. Ocazional, sigur, având în vedere că se adună dimineața, sunt, sunt amatori, un sigur. sport de masă, mai mult noi urmărim, practic, ieșirea în timpul liber. Uh, deci, ca și, ca și echipă, repet, nu am trasat un obiectiv clar pentru... Sigur, noi ne pregătim, având, cum a spus domnul primar, baza, infrastructura, o cam, în ghilimele, avem. Cel puțin terenul cu iarbă, la ora actuală, e peste Liga 5-a, avem bănci de rezervă pentru gaz de oaspeți... Observator, apa trasă. A trasă, de în perspectivă, să zic, nu știu, dacă băieții își doresc uh, într-un an, doi, să promovăm în Liga 4, noi o să-i susținem cu tot ce, tot ce înseamnă susținere financiară. Da. L-aș ruga acum pe domnul uh, primar, în calitate de, sigur că, da, susținător principal, să zic, al mișcării sportive și cel care uh, dă tonul uh, și în alte activități, sigur, sub egida Consiliului Local, dar aș vrea să-l întreb pentru telespectatorii noștri care ne urmăresc la această oră: de ce care este, să zic așa, impactul social asupra entității, sau asupra comunității locale, ținând cont că și sportul, alături de o manifestare religioasă, un, mă rog, alte manifestări culturale care, se spun așa, sunt pe raza comunei și activități. Impactul respectiv asupra comunității, din punct de vedere în, și social? În general, sportul are un impact <coughs> pozitiv. Sigur că, din păcate, noi, în calitate de părinți, în primul rând, câteodată poate nu dăm destul atenție sau nu avem destul timp pentru copiii a dirija sau a îndrepta spre anumite sporturi cărora le-și place. În general, dacă copilul când noi să avem treabă și suntem ocupați să punem mâna pe o tabletă sau la fața calculatorului, în general e ok, dar prea mult timp de și atunci o alternativă sănătoasă, ca să spun așa, ar fi sportul. Sigur, fie el volei, handbal, șah, gimnastic, atletism, indiferent despre ce e vorba. Chiar în ultima perioadă am observat tot mai mulți părinți care își duc copiii, fie în Șimleu Silvaniei, la diferite sporturi, șah, de exemplu, care noi chiar atât, în, în zona la noi nu avem antrenor sau nu chiar atât de mediatizat. Fotbal la Nușfalău sunt destul de mulți tineri, copii care da, uh, uh, frecventează pe clubul pe. Nușfalău, unde se formează. Uh, aici, la clubul Vitoru sunt uh, iar copii care vin și sunt doi trei care chiar îs destul de buni uh, pe teren și asta pe mine mă bucură. Uh, la fel... Uh, echipa de fotbal, la ora actuală, i-ați uh, amintit aici antrenamentele sunt chiar și antrenorul lucrează, e muncitor da. și nici măcar în localitate aici e vorba despre Marcus Ciobi da. care este prezent la toate deplasările directorul școlii Mircea Gui. încercăm să asigurăm la nivelul primăriei transportul și să motivăm cum putem de legal șoferul pentru că în general meciul este duminica, câteodată sâmbăta când ziua este liberă și încercăm ca să nu fie nicio problemă din punctul ăsta de vedere și nici să nu să punem o povară pe umerii jucătorilor sau a celor ce mai finanțează sportul, mă refer aici la transport. La fel apreciez efortul jucătorilor pentru că, sigur, sâmbăta și duminica este o zi liberă uh, pentru fiecare și indiferent fie el, uh, cum a spus uh, profesor, secretar, director de bancă sau muncitor uh, vine și își aduce aportul uh, la echipa de fotbal și noi apreciem acest lucru. Momentan nu am avut o posibilitate și legea e mai complicată ca să finanțăm la nivel de Liga 5A Cheltuielile jucătorilor decât strict arbitrajele și cheltuielile ce intră în raport cu AGF-ul și transportul. Și sigur, la sfârșit, o masă bine meritată pentru că, așa cum a spus și domnul viceprimar, s-au clasat pe un loc destul de rezonabil în, în ultimii ani, în etapele unde și unde au jucat. La fel, aș vrea să amintesc aici. O altă competiție, Cupa Văilor, Cupa Valea Barcăului, pe care e destul de mediatizat, mediatizat o cunoaște toată însi. lumea, o copii elevii de la școlile din Comuna Valcău de Jos, Fieia Valcău de Jos, Valcău de Sus, Preuteasa, au avut niște rezultate deosebite. Vreau să vă amintesc aici echipa de fete, volei care în anii anteriori -au, au ajuns în finală locul 1 și chiar s-au bătut cu cei din Zalău. Uh, și sigur, alte minge de oină, volei, fete, fotbal, mini-fotbal, băieți, uh, toate aceste lucruri uh, dau o nuanță pozitivă sportului la nivel local. Eu mă bucur că sunt implicați profesorii, copiii, părinți și noi am încercat atât eu cât și Consiliul Local să oferim condiții și o infrastructură adecvată pentru aceste lucruri, pentru că uh, nu puțin în momentul când s-a lansat programul de săl de sport și ne-am calificat, nu au fost uh, puțini cei care au spus, a, dar de ce nu faceți drumuri, de ce nu faceți altceva? ce să facem o sală de sport. Să știți că în întâlnirile publice motivam și sub aspectul ăsta a dezastrelor, adică ar fi un loc de refugiu și chiar și este, și din punct de vedere okay. legal și a strategiei locale, uh, în caz de uh, dezastre naturale, sălile de sport, căminile și așa mai departe, sunt chiar locul de refugiu unde sunt condiții. Uh, da. Și așa uh, i-am mai calmat, pentru că, acum vă dați seama, cei tineri înțeleg, dar cei de la vârstă văd drumul, apa, canalul, sau vedeau atunci în 2009, sala de sport o vedeau mult mai jos, deși, din punctul meu de vedere, uh, sportul are un rol deosebit și facem tot ce e posibil ca să aibă condiții uh, la nivelul comunei, să nu trebuiască eu, de exemplu, mergeam la Pericei, la Șimleu, și sigur, când era liber cu tinerii din comună, când era liber să mai jucăm cât eu mergeam, sigur, amatori. Da. Acum avem ocazia în Valcău și chiar mă bucur că îi văd că vin din sâbă, nișor pe cei și vin la Valcău și sigur îi primim, achită taxa respectivă și. Uh, îndeplinesc condițiile de intrare în sală, mă refer aici la bunul și la echipamentul de adecuat, rezervă, de sălii pentru a nu distruge suprafața de joc. Da. Vreau să-l întreb pe domnul Emil Bode, în calitate de manager general, deci am văzut și am, sigur, cu ocazia unor meciuri de fotbal în care am avut și ocazia să asist acolo la Valcău, câțiva tineri de reală valoare, Ultima dată, deci a fost un junior foarte tânăr, nu mai rețin cum mi se pare, Vedina și Raul, și încă doi, trei care cochetau, veneau pe lângă el, se uitau cum se îmbracă, cum se echipează, cum... Deci începe, să zic, era destul de tânăr. Și asta vreau să zic, să ne spuneți eventual de unde provin acești tineri și cum colaborați și cu, să zic, cu școlile respective de pe raza... Okay. Așa cum ați amintit, unul dintre băieții care fac parte din echipa noastră, Raul Vedinaș, născut în 2002. Pe lângă el. 2002. 2002. La modul general avem o echipă tânără. Raul Vedinaș, Raul Bode, Bogdan Sârca, toți din 2002. Sigur, pe Și lângă. Toți din, toți din, comunitatea, din comunitatea locală. Din o... Valcau, de jos, Valcau de jos, Valcău de sus, sub cetate. Câțiva băieți străini, în ghilimele, uh, 2-3, în rest toți fac parte din comunitatea locală. Echipă destul de tânără, pe lângă cei tineri, sigur că mai sunt 4-5 jucători mai, mai, în vârstă, care ajută echipa. Da. În general ne axăm pe jucătorii din comunitatea locală, dar sigur, de multe ori, dacă sunt plecați în afară, în perioada vacanței sunt plecați la muncă în străinătate, Italia, ne ajută alți băieți care din Ușoală sau din Plopiș. Da, tot pe, pe, domnul Bode vreau să-l întreb referitor la spectatori. Am văzut că aveți de toate vârstele și m-am bucurat chiar că nici generația a treia, să zic, nu-i lipsă. I-am văzut, sigur, luându și locul stăteau acolo la locurile lor și încurajau sportiv echipa. Deci, practic, își, la, la, acest teren de fotbal își găsesc, dau întâlnire, să zic, toate categoriile de și cei mai vârniți, și tineretul, nu, și Nu zic. numai categoriile nu, de vârstă, și cele sociale. Din nou, de cetatea Valcău, care, așa, în comunitatea Valcău există oameni cu suflet mare, să zic. Dacă în perioada aia cineva ne susținea, să zic, din America, cu echipament, cu bani, și acum, să zic, pe lângă diversi cetățeni care ne onorează cu diverse sumă la echipă, Amintesc pe Dorel Brisc, de aici din Zalău, care de fiecare dată când i-am solicitat ajutorul ne-a ajutat cu sume consistentă. Da. Pentru că o echipă la nivelul de 5 nu este ușor. Da. De -a... Acum, așa. Sigur că noi, emulația asta, creând fotbalul la noi, e, e, a existat și este tradiție în Valcău. Eu zic că e un pas bun pentru, pentru comunitate pe lângă era tehnologiei, să avem și duminica, cel puțin duminica, sau o zi pe săptămână, să putem să ieșim la terenul de fotbal. Am amintit Adinaur, dacă băieții vor fi capabili, sigur, noi nu ne dăm uh, conducerea de parte, să zic așa, să nu promovăm în Liga 4. -a. La fel cum uh, la nivel de sălaj nu avem echipă de ligile superioare, Liga 3, -a, să încep cu cea mai de jos. Dacă, să zic, de pe Valea Barcăului, nu știu, nu-și care o văd cea mai pretendentă, să zic, din pot, punct de vedere financiar, să promoveze. Nu știu, în viitor apropiat, 5-6 ani, poate nu ne dăm noi deoparte și să vedem cu diversi oameni care ne sprijină să accedem. Sigur, primul pas copiii, juniorii, înainte de a ne gândi la o fază superioară, dar perspectivă și șanse putem să avem să accedem mai... Da, până la mai pauză, mai sunt câteva minute, vreau să-l întreb pe domnul primar deci, în calitate de coordonator al, sigur, prin Consiliul Local al proiectelor care s-au -au derulat pe raza comunei, deci a fost și acest, să zic, această măsură de modernizare, sau să zic, de uh, finanțare a unui tronson de, să zic, logistic de drum, până la terenul de fotbal. Da. Deci, a, cu ocazia respectivă, am văzut că ați amenajat păi... până acolo și la câțiva cetățeni, să zic, care erau un drum, normal că ați căile de acces și așa mai departe. Deci, vreau să vă spun că drumul respectiv, încă înainte de a veni eu în administrația locală, cei dinaintea mea nici măcar nu era acolo în zonă, s-a negociat cu proprietarii de acolo, s-a trasat aliniamentul pe care l-ați văzut și dumneavoastră. Da. Ulterior am depus și acum mai spre finalizare proiectul de canalizare și în aval de terenul de sport sigur, la o distanță mult, destul de mare, e stația de tratare. Și atunci, cu această ocazie, am cuprins în proiectul respectiv pietruirea drumului și amenajarea în primă fază cu care ați văzut-o, iar acum în Întocmește proiectul tehnic și urmează licitația, se va asfalta străzile respective din zona terenului de sport și se va amenaja acea parcare care deocamdată este doar la nivel amenajat unde am parcat da. mașinile și încercăm să creăm condiții normale pentru fotbal acolo în zonă. Îmi amintesc cu plăcere după anii 90, ați amintit, veneau și mai multă lume la fotbal din generația bătrânilor, ca să spun așa, da și să umbla cu căciula pentru a plăti albitru și cheltuielile și fiecare și tineri și toți care eram acolo știam că tot timpul când mergem la fotbal trebuie să punem ceva ca să se poată plăti arbitrajul pentru că probabil atunci legislația nu-ți permitea să nu, nu cunosc, nu știu care e situația Uh, și toată lumea punea mână de la mână ca să plătească albitri și eu știu cheltuielile de ce le mai, se mai implica atunci când era progresul Valcău. Mi-am cu plăcere de acele vremuri. Da, după ce luăm o mică pauză de publicitate, o să rugăm pe domnul Emil Bode să ne spună uh, de unde s a fost și în America, deci să vadă un paralelism între ceea ce se întâmplă acolo în unele comunități locale și ceea ce este la noi. Dar aceasta după pauză. și prieteni sportului, partea a doua emisiune Arena Sportivă, în care invitația Arenei Sportive de astăzi sunt domnul Ioan Roșan, primarul, primarul Comunei Valcău de Jos și Emil Bode, manager general al echipei al Asociației Sportive, practic, Luceafăru Valcău și în același timp viceprimarul Comunei. Deci, o întrebare destul de... În fiecare, în fiecare misiune, Emisiunii constă și într o întrebare în care unul dintre invitați, care a fost și prin strănătăți să ne spune câte ceva despre ce a văzut și, mă rog, un paralelism între sportul sau, mă rog, momentele în care a practicat acel sport acolo, unde a fost și cu ce rezultate, să zic așa. Deci, unde a fost și. Ok. Acum, e departe să fac o paralelă între pf, România de astăzi și. California din, să zic, cu 10 ani din urmă. Am înțeles. Dacă mă gândesc și să nu o iau ca o paralelă, sigur, nu ne putem compara din păcate noi ca și, ca și infrastructură cu țările vecine, cu Ungaria, nu mergând mai departe spre Occident. În America, fiecare școală, să zic, gen cum orice școală din Zalu de aici de la dumneavoastră, are un teren de fotbal de iarbă, bine îngrijit, și orice echipă de amator poate să joace fotbal acolo. Sistemul e diferit, e diferit în bine, comparativ cu ceea ce avem noi, încă la ora actuală, în România. Sperăm, sperăm că acum, cu realegerea domnului Borleanu, având totuși patru ani vechime în spate, să, să fie puțin mai bine, să promovăm și noi copiii juniorii. Cum am spus adineauri, din păcate nu ne putem compara cu Ungaria, o țară mică, au 10 academii de copii juniori. Așa, infrastructură, de, fotbal, terenul, Da, sat, să zic așa. erau. Acolo am fost uh, o perioadă scurtă în America, am uh, jucat fotbal la Over 30, peste 35 de ani. O comunitate de români care reprezenta fiecare național a țării respective. Feci și California, da. România. Am avut șansa să joc la echipa respectivă și, era fiind un turneu, la final de săptămână, duminica. Erau și cu, să zic, și din alte țări. Da, care da, țara... da, da. Pf, din Europa, Serbia, Germania, cu care am jucat... Serbia, Germania, repet, nu mai țin minte, Mexic, țările din jurul Americii, Mexic, Bolivia, da. erau meciuri crâncene, să zic așa, da. și plăcute la urmă da. Deci, totul la era, săptămână... la la final de săptămână și după meci constant socializare, practic. Bunul mers. Da. Al... Da, este o experiență de viață, un fel de un stil, sigur, mai aparte datorită faptului că civilizația a luat-o mai în față cu mult timp ca și la noi. Vreau să-l întreb pe domnul primar Oșan, ce deci, amintează de legislația stufoasă în domeniul, în a menține o echipă de sport, să zic. În cadrul asociației, sigur că da, în ramurile respective, cum a spus dumneavoastră, handbal, volei, șac, tenis, momentan v-ați axat pe fotbal, pentru că sunt mai mulți amatori și mai mult interesul local, este pentru această ramură. Vreau să zic dacă, eventual, cum, cum vedeți dumneavoastră felul de abordare, adică de a susține efectiv în continuare acest fenomen sportiv, numit fotbal acum. Da. La nivelul Consiliului Local, în ultima perioadă, sigur, datorită modificării legii prin care se pot finanța din bugetul public ONG-urile, pentru că în sfera asta discutăm, Uh, am întocmit un regulament în prima ședință, o să-l supun aprobării Consiliului Local, unde să se finanțează atât activități sportive, culturale, artistice și așa mai departe, unde uh, vor trebui să fie constituite asociații sau grupuri de inițiativă din minim 3 membri și să aibă un cod fiscal, vor trebui să asigure 10% sau 20% din sponsorizări sau finanțării proprii a celor care vor fi implicați și diferența legal să poate pune din bugetul local. Pe această variantă se va putea plăti și cheltuielile de arbitra și funcționare a clubului Luceafru Valcău, iar dacă părinții vor dori, noi o să-i consultăm uh, și pe alte ramuri sportive. Vreau să vă spun că în urma unor discuții cu un antrenor, nu mi-am amintesc acum numele din Zalău de tenis, uh, chiar câteva luni a activat în Valcău, în sala de sport, chiar au fost câțiva copii, sigur, amatori, dar din lipsa finanțării, din lipsa organizării, din lipsa unor uh, chestii organizate concret, nu, -am, nu am mai venit la Valcău. Ar putea să plătim în acest sens, adică 10 sau 20% să plătească părința, așa văd eu lucrurile, și diferența să plătim un antrenor de plasări sau ce cheltuieli implică, unde vor fi copii, nu știu, vor fi șac, vor fi volei, va fi handbal, va fi tenis de sală. Sub forma asta se poate. Deși, dacă stăm bine să ne gândim în regulamentul respectiv, așa cum a spus și dumneavoastră, este foarte stufos. Implică o grămadă de documente. Nu mai vorbesc dacă este vorba în, la obiectivele de cul, cool, de exemplu, dacă vom cofinanța diferite lucrări cu proiectul, cu ele, cu ele, cu ele S-ar putea ca în documentație respectivă, dacă alocăm 10.000 de lei. 15, 10.000, 1.500 să colce documentația unui specialist dacă cineva din primărie nu o face pentru cultul respectiv care vrea să intre în joc. De aceea poate ar fi mai bine ca legiuitorii să revină un pic asupra legii și să, construi, să ia în calcul un anumit prag pentru anumite sporturi, pe anumite categorii la grupa 5-a să pot cheltui până la o anumită sumă fără, fără atâtea documente. În fine, probabil că se va revizui și legislația, deocamdată legea este foarte clară privind finanțarea sau cofinanțarea activităților sportive, culturale și așa mai departe și noi o să încercăm să aplicăm așa cum trebuie pentru că nu de puține ori uh, organele de control pe care ne controlează în fiecare an bugetul, uh, spun domnule asta e legea, da, ar fi bine așa, dar legiuitorul dacă, o, dacă a văzut uh, pe ansamblu lucrurile așa, așa trebuie să vă, uh, să vă conformați, deși uh, legea o aplică și clubul din Amosteaua le, aceeași lege o aplică și Luceafărul Valcău sau alte echipe poate un pic ar trebui nuansat și lăsat la uh, decizia Consiliului Local care e forul deliberativ uh, de alocare și distribuirea fondurilor pentru activitățile sportive în cazul de față sau culturale la nivelul comunei. Acum uh, am început cu Luceafărul, pentru că el era deja în 2013 acum se discută doar să obțină certificatul fiscal cu codul fiscal el este constituit prin hotărâre judecătorească are componență așa cum prevede legislația și sigur plățile către AJF sau către alte terți persoane, persoane adică să fie firme, firme, să fie făcute de că, către <coughs> club, nu către, de către Consiliul Local, iar la fel și sponsorizările să intre direct în club și la sfârșit de an fiecare să-ți prezinte un raport prin care transparență va spune, da, domnule, fiecare leu a fost achitat sau s-a -a cheltuit în XY loc, acolo sigur unde, unde trebuie. Spuneați de certificatul fiscal respectiv, asta de identitate sportivă, la Vecisul. Veți da. da. mai rămâne pe vechea, pe noua denumire acum de Luceaferul Valcău sau studiați posibilitatea da. atunci da. să reveniți la Așa, tradiția eu, de cetatea Valcău? Eu nu, nu am ținut neapărat să fie o denumire sau alta, am lăsat la latitudinea echipei și susținătorilor echipei și se pare că o să rămânem la denumirea Luceaferul Valcău. Da pentru că dacă există în instanță ar fi uh, mai complicat uh, un nou statut, un nou regulament, alte o, nouă termenii, rezervare. o nouă rezervare de denumire implică atât cheltuiel cât și timp și atunci sigur că de preferabil îi cu statutul și componența uh, clubului uh, să depună actele la registrul comerțului pentru a obține un cod fiscal. Da. Să-l întreb domnul Emil, uh, în comparație, să zic, cu alte comune, din, să zi, de pe valea barcăului. Deci, e sigur că da, este o dispută întotdeauna referitor la când joci cu un vecin sau un, mă rog, chiar prieten, sau să dai tot ce -ai mai bun ca să ieși în față cu ceva. S-a remarcat de-a lungul timpului, de fapt, a și luat anii trecuți cupa, să zic, fair play. La, pentru participare la competiție legii de fotbal, dar o să-l întreb pe domnul Emil, referitor la uh, echipa Luceafărul-Valcău, mă refer uh, strict la obiectiv, deci veți rămâne la obiectivele respective, așa cum ați amintit, uh, pentru a nu deranja, să zic, sumele de la uh, obținute numai pentru uh, eșalonul, deci fără să atacați locurile frutașe, no. să zic. Uh... Repet, momentan suntem pe locul 5, dacă nu mă înșel, nu avem cum să-l pierdem, deci cel mai slab loc, cred că locul 5, în rest putem să mai urcăm. Dacă băieții-și vor dori, repet, o clasare mai bună sau sezonul următor, vor să promovăm în Liga 4 cu mare drag, cu mare plăcere, o să-i susținem financiar sau din potriva, nu numai pe partea aia, ne implicăm și să mai aducem oameni cu, cu dare. Și, repet, cum am spus Adina, ori nu se știe ce timpul, ce ne rezervă, pf, loc da. de mai bine și fiind o fire mai optimistă, nu se știe. Peste 5-6 ani eu tot aștept altcineva din zona Barcăului cu potențial ridicat să, să aibă o echipă de Liga 3. Dacă nu nu, nu, nu se știe niciodată, e posibil să avem, să avem la Valcău. Dar, sigur, până acolo mai trebuie făcut niște pași și o luăm, o luăm ușor. Ușor la început. Domnule primar, referitor la acest triunghi care toată lumea vorbește, deci familie, sport, sănătate. Cum vedeți dumneavoastră triunghiul ăsta? Deci familia, sigur, îl propulsează, îl bagă în viață, Simplu. în viața lumii, da. să zic, după aia îl Mensana extrage. sănătos, mintea sănătoasă, minte sănătosă într-un corp sănătos. Da. Acum, asigur că este un lucru pozitiv, a ne dirija copiii spre sport sau și spre sport, pentru că, din păcate, și repet, vedem o, o dirijare oarecum liberă a lor, sau atracția atracție a copiilor spre calculatoare IT și așa mai departe, și sigur că aici oarecum la vârste fragene nu-i chiar sănătos să depășească anumite ore. asta spune medicul, nu o spun eu, iar noi ar trebui să îi dirijăm și să ne facem mai mult timp pentru ei, pentru a-i uh, duce spre anumite activități sportive, pentru că la vârstă fragile nu știm ce le place, pentru că și eu mi-am dus copiul în mai multe locuri și am spus, tate, asta îmi place și uh, de multe ori uh, în las din activitățile mele după ce vin de la serviciu, pentru și să stau o oră sau o oră jumate pentru să stau cu el unde vrea să meargă la un sport anume. Ar trebui să să ne alocăm mai mult timp pentru că sportul înseamnă sănătate. O comunitate care are inclinații spre sport își alocă, fie el chiar și în cameră sau cine își permite are anumite aparatură, anumită aparatură pentru a face sport, nu numai la copii, asta este valabil și la adulți, înseamnă sănătate. Da. Amintea și domnul primar referitor la impactul, deci sportul asupra tineretului. Ținând cont că pe raza comunei de sunt destui tineri. Cum reușiți ca totuși, mă rog, să-i mai atrageți spre fenomenul fotbal, ținând cont sigur că celelalte ramuri, cum a, spus și, cum, a spus și domnul primar, sunt în perioada în care se gândește și părinții, dau la tenis, îl dau la nu am antrenor, trebuie să plătească și atunci dacă ești talentat puțin vine spre fotbal reușiți să identificați pe plan local prin, pe unde a fost. Da, și chiar cred că în vară câțiva dintre cei trei sau cel puțin unul va merge la un club, să zic în Oradea, unde sunt alte condiții de, de, a face performanță. Sigur că acum e greu. Dacă părinții nu îi lasă să vină spre noi, sigur că un merit deosebit au cei doi antrenori, să zic așa, Ciobi Marcu și profesor Mircea Gui care pe această cale țin să le mulțumesc, dacă nu de fiecare dată am făcut-o. Că nu e un ușor lucru în Liga 5, -a, unde mai ales unde nu ești plătit, nu ești. e o muncă nerenumerată, e greu totuși să vină, să se implice, să sune pe fiecare, vine, nu vine, avem 11-12 jucători, mai vine e din afară și sigur eu zic că emulația asta, creându să există loc de mai bine în viitor la ceea ce am spus vis-a-vis -vis de copii, grup grupa de juniori sau, nu știu, în viitor îndepărtat ce o să fie. Dar eu zic că șanse sunt, cel puțin Valea Barcăului, în special Valcăul, a avut oameni de sport cu rezultate deosebite. Margareta Ghile la atletism, în minte, în Gal Bailon, polisportiv, la săritura în înălțime, săritura în lungime, handbal, un sportiv extraordinar. Traian Boboi, un fotbalist foarte bun. Traian Bode. Traian Bode. Mi Bode, original, Mihai prin Bode, părinți. Bode, original, da, de al nostru. Tot din, din apropiere, din, din fost handbalistă. Anașu Hai, da, de sus, de la Hută. De la, de, la, de la Hută. De la Plopiș, o handbalistă. De zona respectivă. Și cu, de o modestie aparte. Sportul, practic, te, te înzestrează cu anumite calități. Dacă... Și exact cum ați amintit, Adin scopul nostru e, până la urmă de a atrage tineretul și până la urmă obiectivul, pe lângă cel care v-am spus e și să, să fie cu fair play. Că aveți la urmă, cumva la urmei... din Plopiș, aveți un da, băiat avem un, care joacă fotbal. Da, avem un băiat care e chiar secretar la o comună acolo, la Plopiș, Ovidiu Pop, un băiat foarte bun. Ne ajută serios? și el. Serios? Da, serios, modest. M-am mirat că în discuțiile, mă rog, care s-au vehiculat, Plopișul Sigur, Plopi și Boghi din uh, zona respectivă uh, nu au reușit să, măcar nici 7-8-10, la niște, să zic, cupe, despre ocazionale, cupele, Cupa României, sau să n-au putut să se înscrie, să zic, în competiții. De aceea, probabil, care sunt mai talentați, 2-3, merg din... Uh, din comuna respectivă spre dumneavoastră, noi, spre nu noi. Noi îndrumăm cu mare drag, și sigur, meritul e al lor în primul rând, în special cei care nativ au talentul au lor. Talentul respectiv. Eu chiar am discutat dintre copiii cei născuți în 2002 cu unul dintre părinți, și dacă, dacă ei vor fi de acord, din vară chiar să meargă la un centru sportiv la Luceafărul sau CSM Oradea unde da. sigur condițiile sunt peste ceea ce ofer nu Lucea Vorbalca, peste ceea ce oferă Sălașul, să zic la ora actuală. Sigur. Sigur că orice lucru are un început și un sfârșit și emisiunea noastră, stimați prieteni ai sportului, se apropie de sfârșit, de aceea rog pe domnul pe doi, pe, pe cei doi invitați, în primul rând pe domnul primar Ioan Roșan. Să ne spună câteva cuvinte despre întreaga activitate sportivă, un îndemn, că știți cum e un primar, nu se ocupă numai de sport. Sportul este x% din activitatea unui primar. Dar uitați că, pe lângă sutele de probleme pe care le ai într-o comună, fiecare își găsește timp, să zic așa, și pentru acest tronson din viața noastră socială. Sub aspectul social și, sigur, socializarea vis-a-vis -vis de sport și în jurul sportului, mi-amintesc cu plăcere că în 2007, dacă nu mă înșel, am organizat o uh, întâlnire a celor din anii 80, profesor de sport, șeful de post care era antrenor Filip Vasile uh, și sportivii care erau acolo, spre surprinderea mea, au uh, dat curs foarte mulți uh, și au avut. Și eu și dâns așa o mulțumire sufletească pentru că am acordat niște diplome, cupe și sigur o masă la sfârșit. Eu aș îndemna pe toți vălcăoanii, pe toți sălăjenii să-și îndrume copiii spre sport, să se încline mai mult, indiferent spre ce ramură a sportului, sunt înclinați sau vor copii, să-i să lase, să acorde mult mai mult atenție și, sigur, implicit, să investească chiar și bani și resurse, pentru că, așa cum v-a spus, sportul generează sănătate. Da. Domnule Emil Bode, la final de emisiune vreau să le spun telespectatorilor dumneavoastră și în mod special iubitorilor de sport toate cele bune și cu această ocazie de Sfântul Gheorghe să le urez la mulți ani și cei cu derivate din Gheorghe. Da. Acestea fiind zise, arena sportivă i a sfârșit. Vă reamintim că ne puteți urmări în fiecare luni seara de la ora 19, în reluare marți de la ora 22. untim Moga și invitații săi vă spun la revedere toate cele bune!